seară memorabilă la Colegiul Național Decebal din Deva. Devenii au avut miercuri seară posibilitatea de a participa la un spectacol deosebit în cadrul festivalului Opera Nights. Pentru noi este o sărbătoare, în premieră suntem gazdele acestui eveniment artistic deosebit. Elevii noștri, elevii din Colegiul Național Decebal, fac parte din corul care va cânta în această seară în Carmina Burana. Suntem foarte bucuroși că organizatorii au ales Colegiul Național Decebal ca loc de desfășurare a festivalului. Cea de-a doua seară a festivalului de operă în aer liber a adus în fața devenilor artiști care au interpretat Carmina Burana. Pe scenă a urcat și corul Colegiului Național Decebal. Ne-am pregătit foarte mult. A fost ceva mai greu, dar am reușit să ne descurcăm. Sună foarte frumos. Mie cel puțin îmi place. Cei prezenți la spectacol au fost extrem de încântați. Pentru mine, fără cuvinte, că e la prima audiție o muzică de genul ăsta. Eu ascult mai mult rock, acum am mai îmbătrânit, am schimbat genul. Mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur foarte mult că a avut această inițiativă Opera Nights și a adus Carmina Burana în Deva. Mi-a plăcut la sonorizare echilibrul între scenă și orchestră, între cor și am felicitat și sunetiștii, soliștii de asemenea. În această seară, Opera Nights continuă cu opera Madame Butterfly de Puccini, care se va juca la Castelul Corvinilor din Hunedoara.